Am revenit, Politica la Iași, discutăm în această emisiune problematica care ține de tineri în special și implicarea acestora în activități civice, în partide politice, în societatea civilă. Discutăm alături de Mircea Meriacri, care este, așa cum v-am prezentat și la început, președinte al Federației Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași și vicepreședinte al Consiliului Tineretului din, din România. M-ar interesa să mergem mai departe cu dialogul nostru și să vorbim despre comparativ eventual, despre cum se întâmpla în urmă cu 10 ani, cum se întâmplă acum, în privința implicării tinerilor în proiecte. Nu mergem neapărat spre, spre politică, dar în proiecte care să însemne ceva mai mult decât interesul lor personal. Lucruri care merg dincolo de interesul nu neapărat egoist, ci interesele private, familia, cariera și așa mai departe. Sunt lucruri care oricum ne privesc pe toți și atunci cineva trebuie să se îndrepte cu atenția și pregătirea necesară către ele. În ce măsură dispuși tinerii să facă acest lucru sau în ce măsură să atrași mai curând de eu îmi văd de treaba mea? La ochiometric, așa dacă îmi dacă permiți, uh -huh. nu... Uh, nu văd o diferență notabilă de implicare într-o perioadă istorică, să zicem, sau alta. Uh, ce cred că se întâmplă e o împărțire pe ierarhii de doze de implicare în rândul tinerilor, că implicarea dincolo de spațiu personal înseamnă și voluntariat uh, simplu, acolo unde nu ai foarte multe responsabilități, dar ai plăcerea asta de a fi împreună cu ceilalți și a simți că ești util comunității tale, până la a-ți asuma... Uh, Leadership-ul într-o comunitate de voluntari de a prelua inițiativa, de a încerca să schimbi modalități de a lucra cu oamenii, de a-ți de a propune poate inițiative mult mai mari decât cele pe care le aveai până la un moment dat, până la, evident, cei care ies cu totul din, din zona de confort și, și asumă procese complicate de advocacy, de implicat în, în, în schimbat proiecte de lege, în, în făcut studii pe diverse categorii sociale sau diverse tipuri de nevoi, și după aceea uh, de negociat cu autoritățile responsabile, în așa fel încât, uh, în așa fel încât ele să se regăsească în niște soluții sau propuneri ulterioare. Uh, ce, ce facem noi acum și ce am făcut și ce au făcut generațiile anterioare, de exemplu, la Consiliul Tineretului din România, avem uh, ca principalul reprezentarea tinerilor. Uh, asta înseamnă că în toate treburile statului unde tânărul uh, Există ca subiect, datoria noastră este să fim acolo. Că e vorba de o comisie de lucru, că e vorba de Consiliul Economic și Social, unde societatea civilă are, și are locul și acolo trebuie să fim, că vorbim de un subiect în, într-o comisie specialitate din Camera Deputaților, că e vorba de discuții directe cu Ministerul de Resort sau cu autoritățile publice locale care au diverse obligații sau responsabilități în zona asta. Datoria noastră este să mergem să. Milităm în continuu pentru îmbunătățirea cadrului de la o vreme la alta. În această perioadă, de exemplu, sau acest an, 2022, are trei elemente principale unde noi, tinerii, suntem acolo și acea categorie de care spuneam că este din zona de confort cu totul și își asumă mult mai mult, chiar dacă n-a făcut școală să facă asta. Avem trei elemente definitorii pentru componenta de tineret. 2022, anul european al tineretului, așa cum Comisia Europeană l-a decretat, mai ales după contextul pandemic, tinerii fiind cea mai afectată categorie socială de pandemie. Avem o lege a tinerilor care a trecut de Camera Deputaților și sperăm noi ca până la sfârșitul acestui an, cel mai târziu să fie și promulgată de președintele României. Și avem și o strategie de tineret care e, să zicem, într-o fază avansată de dezvoltare. Suntem la etapa de... Uh, discutat și analizat planul de acțiune, măsurile punctuale pentru fiecare obiectiv specific uh, și așa mai departe și diferența dacă e să facem ca generații este că, de exemplu, precedenta strategie de tineret uh, nu a avut un plan de acțiune adoptat. Prin urmare, o strategie care nu are plan de acțiuni uh, e un document într-un sertar și așa a și fost. Uh, nu putem să pretindem la un raport de implementare a strategiei și așa mai departe. Ce insistăm să facem acum și o facem 100% în mod voluntar în relația cu instituțiile, pentru că mergem pe timpul nostru, pe resursele noastre de cele mai multe ori. Cu expertiza pe care o avem, căutând unii la alții tot felul de informații ca să ne îmbunătățim capacitățile de la, o, de la un moment la altul, și suntem acolo în permanență pentru a ne asigura că genul, genul acesta de documente și elemente de politică publică uh, intră în vigoare și generează, creează efecte pozitive pentru uh, un context mult mai larg de, mai larg de tineri. Pentru că uh, un exemplu pe care aș putea să-l dau pe de o parte. Uh, ne dăm seama că sunt foarte, mulți, foarte multe categorii de tineri din țara asta, de la tineri din mediul rural, la uh, tineri cu dizabilități, la uh, tineri din uh, medii vulnerabile, la tineri din uh, tot felul de categorii de minorități, uh, în numele cărora noi nu putem să ne asumăm să vorbim, pentru că n-am fost acolo, nu, nu am experimentat, nu știm uh, cu adevărat care sunt nevoile. Însă provocarea pe care noi ne-o asumăm în mod legitim și am îndrăzneala să spun că o facem mai bine decât o fac instituțiile statului, este să căutăm răspunsul la toate întrebările care apar și să încercăm să punem acolo cele mai importante lucruri și pentru ei. Ce înseamnă o strategie uh, pentru tineret? O strategie pentru tineret înseamnă un plan. Uh, un plan pe care o țară, în cazul nostru România, uh, și îl propune într-un timp limitat, uh, până în 2027 este Uh, proiectată să zicem așa această strategie, uh, care are la bază un studiu de fundamentare, uh, care a fost dezvoltat în contextul nostru, uh, într-un proiect al Secretar secretariatului general al guvernului împreună cu Banca Mondială, experții băncii mondiale. Studiu și de cu... fundamentare ce arată? Care sunt problemele cu care se confruntă? Exact. Pe de țară? o parte, care e statusul actual? Uh, ce înseamnă? Care este statusul inclusiv din punct de vedere legislativ? Ce legi avem? Ce reglementează ele, ce efecte au avut, care sunt în același timp nevoile din acest moment, Da, că sunt tot felul de studii pe care inclusiv noi le facem și le transmitem către decidenți, sunt componente pe care poate le comunică Institutul, Institutul Național de Statistică sau Eurostatul, sunt tot felul de variabile care sunt puse la un loc pentru a, a creona un tablou actual. Și pe baza acelui tablou, această fundamentare, trebuie să-și propună după aceea, ok. Avem foarte multe direcții unde stăm prost. Ce putem să facem? Și dacă plecăm cu niște obiective generale, niște obiective specifice și după aceea uh, generăm și niște măsuri asociate fiecare obiectiv specific. Planul de acțiune. Exact, asta în, în fond, asta înseamnă uh, plan de acțiuni. Pentru că doar un plan de acțiuni ne va permite să transformăm uh, în uh, indicator măsurabil fiecare dintre uh, aceste direcții, pentru a ne da seama, ok, ne-am propus. Să stimulăm cât am stimulat. Ne-am propus să, să creăm noi centre de tineret, câte am creat sau câte au creat ONG-urile, câte au creat autoritățile locale, câte au creat, câte a creat statul și așa mai departe. Dar în, în această etapă e mult mai simplu să ne dăm seama pe cifre ce putem de la zero în sus să schimbăm și cât de uh, sus ne putem duce. Și ce mai din nou foarte important este că ce încercăm noi în această relație cu instituțiile. Cu care discutăm, în cazul de față, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, să aliniem aceste obiective și măsuri la un context mult mai larg. De exemplu, la obiectivele unei europene de tineret. Pentru că România e un stat suveran, dar în același timp este în această mare familie europeană și a fost de acord să, se să, să alinieze unor tendințe, unor nevoi pe care împreună cu celelalte state ne dăm seama că le avem și ar trebui să facem ceva în contextul ăsta în, în țara noastră. Și datoria noastră este din nou, pentru că nu avem așteptarea ca niște funcționari care sunt acolo de 20 de ani să aibă capacitatea de empatie și să, să, bată pasul prin țară și să vadă care sunt la firul ierbii nevoile, pentru că până la urmă nici nu rolul acestei persoane să facă asta, sau acestor persoane, însă responsabilitatea lor este să aibă înțelepciunea să asculte pe cei care știu realitățile de la firul ierbii. Din cine e compus, să spunem, Consiliul Tineretului? Consiliul Eduitului din România este alcătuit din structuri federative de la nivel național și județean. Sunt trei camere, să zicem, în, în, în structura adunării generale a Consiliului din România, organizații afiliate internațional, federații naționale, cum ar fi Alianța Națională a al Organizației Zănțelegii de România sau Cercetașii României organizația care reprezintă interesele tinerilor maghiari, de exemplu, da, sunt organizații naționale și după aceea avem fundații județene și federații județene care reprezintă la nivel local interesele tinerilor, Fontis fiind unul dintre membrii de, din camera, să zicem, județeană. Mircea, dacă... Ar fi să ne gândim puțin la tineri, cei care intră în organizații din aceste de tineret, în principal au un, ceva care îi conduce acolo, dar mai sunt și nehotărâți, sunt care nu-și dau seama dacă își vor rezolva sau vor găsi răspunsurile pe care le caută. Cum ai, nu neapărat dacă ai convinge, ci care crezi tu că sunt lucrurile pe care le învață un tânăr dintr-o astfel de organizație de tineret? Învață skill-uri de lider, de învață să vorbească în public? Ce, ce, care crezi că sunt lucrurile pe care îi aduc un plus dacă trece pentru astfel de organizație, pentru, pentru, pentru un tânăr? În discuțiile pe care eu le am de obicei cu tinerii la sesiunile de formare pe care le avem, pun accentul pe uh, fricile lor. Sau fricile pe care noi, uh, în mod natural, le avem în anumite etape ale vieții. Uh, și dacă știm să ne citim fricele, da? Frica de a vorbi în public, frica de a, a ne asuma uh, o inițiativă, uh, frica de a lucra în echipă, uh, frica de a merge la un proiect în străinătate și a, a, a ieși din zona de confort și a vorbi o limbă străină, de exemplu. Dar sunt o serie de. Uh, de contexte care ne expun, care pot afecta imaginea noastră personală, respectul de sine în ochii celorlalți. Și în momentul în care eu cel puțin discut cu tinerii cu care lucrăm, provocarea pe care eu o lansez de fiecare dată este ok, acum suntem aici, există această frică legitimă, pentru că nu ai experimentat, nu ai avut contexte. Dacă te uiți la mine și consider că eu nu am trac să vorbesc în public, de exemplu, e pentru că mi-am asumat acest risc, pentru că am fost la fel ca tine la un moment dat. După aceea, mai sunt din categoria participării publice, sunt tineri care consideră că puterea lor sau ei nu au nicio putere de schimbare în comunitate. Această părere aș putea să, să mi-asum să spun că e general valabilă. Da? pentru că mergem la vot în fiecare an sau în fiecare an, de fiecare dată când e necesar și ne dăm seama că votul nostru nu valorează nimic pentru că oricum țara merge într-o direcție care nu ne convine. Și atunci eu ce obișnuiesc să fac împreună cu oamenii din jur, cu colegii noștri care au fost, au, au avut niște experiențe în viața asta, să folosesc puterea exemplului pentru a demonta această neîncredere în puterea noastră de a influența lucrurile. Ok, nu o să schimbăm Constituția țării o persoană, dar o să schimbăm lucruri minore care puse lângă alte lucruri minore generează un context mult mai larg și dintr-o dată îți dai seama că lucrurile se țin lanț sau pot să se țină lanț și schimbarea să, să crească în mod natural după aceea. Și exemple pe care eu cel puțin le dau, de la. Primul protest pe care l-am organizat în fața primăriei de la mine din sat, la, la contestarea unui, uh, unor profesori la Comisia de Etică, la uh, gestionarea unor, unor proteste în mișcarea studențească împotriva unor uh, abuzuri sau împotriva unor decizii uh, care uh, nu erau tocmai în favoarea studenților și așa mai departe, și efectele lor, tinerii, ok, nu, nu în secundă următoare, dar își dau seama că poate ar trebui să le spunem mai des. Cei care avem experiențe, să putem să le adunăm la un loc și din când în când să le mai aducem aminte tinerilor care sunt mai neîncrezători. Există. Uite, e uh, Georgescu, Ionescu, în carne și oase, a făcut asta, a schimbat asta. Poate demonstra. Uh, și folosim puterea exemplului și fiind acolo pentru ei, pentru că uh, de cele mai multe ori dacă ieșuiezi din, din prima încercare, Uh, vii înapoi în cutia care îți spune că uh, tu n-ai cum să schimbi lucrurile singur și mai rămâi acolo vreme. Da? Datoria noastră a celor care am trecut deja de, de aceste etape, știm cum e acolo, poate am obișnuit o rețetă de influențarea unei decizii publice. Datoria noastră este să, să uh, luăm cu noi și să oferim șansa de a asista la un proces de influențare a deciziilor și pe cei care uh, și-ar dori să o facă, dar sunt încă neîncrezători sau N-au avut suficientă experiență încât să-și permite să spună Gata, sunt pregătit Ai spus de mai multe lucruri acest lucru Că nu poți schimba lucrurile de unul singur Dar există în același timp Probabil te confrunți cu asta Există în același timp oameni care spun Nu pot să schimb toate lucrurile Dar lucrurile pentru mine pot să le schimb Pot să negociez o îmbunătățire a lucrurilor pentru mine Sau să o caut în altă parte atunci, pare aceasta o soluție mult mai facilă decât să intri într-o organizație, să lupți pentru principii, să uh, formezi o echipă, să lupți în echipă, să creezi o strategie? Cred că depinde de ce contează cu adevărat pentru fiecare dintre noi. Că dacă confortul nostru personal de termen scurt este cel mai important, evident că o să negociem individual, personal, în funcție de problema sau provocarea pe care o avem. Dacă ne gândim sau suntem acei melancolici uh, romantici care se gândesc la, uh, la generațiile viitoare și la cât de bine vor uh, uh, trăi ei și la cât de mult se vor bucura de natura din jur, uh, de uh, aceleași imagini idilice în care Eminescu poate scria poeziile și așa mai departe, dacă avem aceste înclinații sau tendințe, Evident că nu o să ne rezumăm doar la ne rezolva o provocare personală sau uh, care uh, mers la, la punctul fix unde știm că e soluția uh, se rezolvă. Cred că e și în funcție de ce alegem. Pentru că, ok, nu știu dacă uh, pot generaliza, dar uh, așa cum s-a întâmplat uh, în, și în alte țări care au îmbrățișat la un moment dat în mod uh, obligatoriu și forțat uh, sistemul comunist, uh, chiar cred că Sistemul comunist a lucrat foarte mult la, la această solidaritate. Pentru că ne turnam între noi, sărăcia trebuia să ne ducă în zona de a conserva noi pentru noi, mai întâi nu eram încurajat să lucrăm împreună, era o uniformizare a, a, inclusiv a mediului intelectual și așa mai departe. Evident că decenii întregi de, de lucru, de. de Uh, de influența de acest tip. Da? Exact. Uh, nu poate să, să nască imediat peste 10 ani o generație care să uite aceste comportamente. Și uh, dacă ne ducem în afară, de exemplu, pe mine mă, mă uimesc situațiile pe care nu le condamn, în sensul că fiecare persoană decide până la urmă pentru propria uh, sa familie și uh, ia cele mai bune decizii, dar. Pe mine mă, mă înfricoșează imaginile cu, cu românii care pleacă din, uh, din România, în Italia, la muncă, de exemplu, și își nasc copii acolo uh, și îi auzi vorbind doar în, în italiană, de exemplu, cu copiilor, uh, pentru a rupe, poate, legătura asta uh, cu țara în care părinții uh, acelui copil s-au născut. Uh, din nou, nu contam genul ăsta de comportament, dar asta spune foarte multe despre simțul nostru de apartenență la această, la această populație, la acest popor, și, evident, cât de disponibil am fi să facem sacrificii pentru această țară. Pentru că, de exemplu, în, în, la mine acasă, în Republica Moldova, există această dezbatere în contextul războiului din Ucraina, ok, ce, ce faci dacă rămâi, pleci, mergi la luptă, ce faci? Da eu o, o analiză tranzacțională, dacă vreți, care este fundamentată și va fi mereu fundamentată pe ce ți-a oferit ei, țara asta, ce experiențe ai avut aici, cât educație ai luat, cât încredere uh, ai uh, interiorizat de la cei care te-au condus și așa mai departe, și de cât la profesorii te... tăi. Exact, ca și ca ați cât, ați cât, în exact, cât de departe și cât de luminos, te se pare viitorul în, în țara în care te-ai născut. Astfel de situații cu probleme grave în apropiere, e firesc să suscite astfel de dezbateri și uh, chiar sunt benefice din punctul meu de vedere. Dar, vreau să întreb, unde crezi că sunt, că este tineretul ca tip de organizare și organizări de tineret astăzi în gheaș? Cred că e mult mai dinamic decât în urmă cu 15 ani, dacă e să fac eu o, o apreciere. Și unde l-ai vrea tu să fie? Da, N-aș îndrăzni să... Da, o părere personală pot să am cu siguranță unde l-aș vrea eu. Din păcate, sectorul, și nu doar în România, și cu siguranță nu doar în Iași, a suferit și e încă tânjește după perioada prepandemică. Mm. Pentru că lipsa interacțiunii fizice, a contextelor de de întâlnire, de comunicare, socializare, deliberare, dezvoltare de inițiative, a afectat foarte mult uh, coloana sau, mă rog, structura uh, de bază a organizațiilor. Uh, parcă nu mai există același lucru. Care zbanc. este net socializarea. Socializarea, întâlnirile, Și prezența, proximitatea dintre persoane. Prezența în același loc, petrecerea timpului în același loc și lucrurile pe care le dezvolți acolo. Da? Prin urmare, o să avem nevoie cu siguranță sau organizațiile de tineret au nevoie de o perioadă de tranziție ca să-și revină la turația motoarelor dinainte de pandemie. Pentru că au fost, cred că în organizații existențești au schimbat și câte două generații de coordonatori de organizații care poate nu s-au întâlnit fizic cu, niciodată cu toți, toți voluntarii și oamenii din organizația respectivă. Eu personal, în, în cadrul federației noastre, sunt două generații de președinți pe care nu i-am văzut la față. Zoom și alte lucruri. Evident că nu poate fi o construcție de durată și foarte solidă genul ăsta de interacțiune. Deci n-aș putea să spun că dacă vorbeam acum doi ani, poate aveam și cu siguranță aveam altă perspectivă despre organizații. Ce e foarte important însă, este că uh, sectorul de tenet va găsi mereu resurse să renască din cenușă dacă uh, vine o criză și ne pune la pământ. Este în fire, da. Exact. Unde văd eu sectorul și uh, într-acolo încercăm să ducem lucrurile cu colegii de la nivel național. Uh, e ca sectorul de tenet să aibă acces la suficiente resurse încât să aibă libertatea să experimenteze cam ce își doresc ei pentru uh, viitorul lor. Pentru că organizațiile, de cele mai multe ori organizațiile mai mici, locale, uh, există din inerție, din, din energia oamenilor care uh, le compun. Uh, resursele de ordin financiar, de exemplu, sunt aproape inexistente. Sau uh, arăți, numeri un, un pe de la o mână organizațiile care uh, au foarte mulți, uh, foarte mulți bani. Uh, însă resursele financiare și materiale de cele mai multe ori condiționează uh, efectele pe care o, o organizație le poate avea. Dacă, dacă noi privim, de exemplu, uh, organizația internet ca o pepinienă de, de lideri și dacă ne propunem, prin ipotetic vorbind, ca acolo să, să creștem lideri, va trebui să avem de unde face o investiție. Pentru că, inclusiv resursa umană de acolo, uh, timpul pe care îl alocă, expertiza Uh, asta înseamnă uh, uh, timp, bani uh, și căutat, poate, în alte părți uh, pentru a pune toate lucrurile la un care să facă obiectul unei rețete de leadership. Și, repet, asta nu se poate face cu uh, fără bani. Uh, la cum arată lucrurile acum, apropo de strategia de tineret, de legea tinerilor, care creează contexte de finanțare la nivel local uh, pentru organizații tineret mici, am încredere că, așa cum m-ai întrebat unde le văd eu în viitor, văd organizații independente financiar, organizații care să lucreze și pe bază de expertiză plătită, nu doar uh, voluntar, chiar dacă voluntarul are farme cu său, dar la un moment dat trebuie să facem switch-ul și să ridicăm nivelul de expertiză și de asumare, uh, și organizații care să uh, inducă mult mai mult respect în rândul politicienilor și autorităților locale atunci când vorbim de interesele, preocupările și nevoile tinerilor care trebuie acoperite în mod legitim. Nu e nu -i vorba de mofturi aici, ci de nevoi legitime. Mircea, mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Am ajuns la finalul emisiunii noastre. Am discutat despre o discuție fresh, mai proaspătă, despre tineri, tineret, organizații de tineret, și problemele cu care se confruntă, soluțiile pe care le văd uh, cu președintele Federației Organizațiilor neguvernamentale de Tineret Iași, Fontis Mircea Meriacri sau vicepreședinte uh, a Consiliului Tineretului din România. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați urmărit. Sunt Ovidiu Mihăiuc, vă dau o întâlnire vinerea viitoare. Până atunci vă urez un weekend cât mai bun și o săptămână frumoasă în continuare. La revedere!